Bine v-am regăsit, sunt Adriana. Astăzi vreau să fac o salată de shrimp voio. Este o combinație între cartofi, porumb, corizo, creveți, avem nevoie de piper, boia afumată, sare, usturoi, pătrunjel și ulei de măsline. Să începem. Ungem tava de iernă cu puțin unt. Nu prea mult, pentru că și corizo lasă grăsimea ei. Așa, punem deoparte. Tăiem cartofii rondele. Puteți folosi și cartofi mici. Eu n-am avut. Îi spălăm. Tăiem și corizo. Cam de grosimea asta. Îl punem deoparte. Am luat o iena, am tapetat-o cu... am uns-o cu unt. Acum vom pune cartofii. Punem porumbul. Chorizo. O rețetă foarte ușoară și la îndemâna oricui. Condimentăm cu boia afumată. Usturoi pudră, sare și piper. Amestecăm totul bine. Adăugăm și uleiul de măsline. Punem folie de aluminiu, băgăm la cuptor până intră furculița în cartofi. Apoi adăugăm creveții. Adăugăm la cuptor la 180 de grade până vedem că cartofii sunt aproape gata. Și o băgăm la cuptor la 180 de grade. Înainte ca creveții să-i bag la cuptor, am pus unt, am pus chili, sare, piper, un pic de usturoi granulat și îi fierbem câteva minute pentru un gust mai bun. Ah, și la sfârșit am pus jumate de lămâie. Îi călim 2-3 minute. Cartofii noștri arată așa. Uite, vedeți? Putem introduce furculița în cartof și punem creveții. Apoi cu două furculițe amestecăm. Încerc să nu spargem cartofii. Nu mai avem nevoie de folie și mai punem la cuptor pentru aproximativ 10 minute. Așa arată salata noastră shrimp voio. Eu sper să vă placă și sper să o încercați și voi. Vă aștept și la mai multe rețete.